Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ordinea de Zi, prima din această săptămână, pentru că până la urmă am sărbătorit ziua națională prin o lipsă la emisiune. Dar, să spunem așa, bine că am ajuns în altă parte, pentru că am văzut ceva care mi se pare a manipulare de presă, ca să nu spunem altceva. Am văzut astăzi în ziare relatări despre cele petrecute aseară în centru, știți, inaugurarea sau deschiderea iluminatului ornamental. Nu știu unde au văzut cei care au relatat faptul că primarul orașului Florin Cârciumaru ar fi fost huiduit de cei prezenți. De fapt, ca să fim cinstini, n-avea de cine, pentru că erau doar părinți și copii în general și ei se manifestă altfel, doar admiră și să știți că e frumos centru în aceste zile. Din nefericire, doar centru, pentru că lucrările din ora sunt destul de mult întârziate. Dar... Aș vrea să spun că nu a fost o huidă, eventual cum se manifestă generația Facebook în sensul că m au apreciat la momentul când s-au aprins lumine. Deci ca pe stadion, n-a avut nicio legătură sau o conotație politică sau de altfel. De fapt, ieri a fost o zi specială și altfel, nu doar pentru faptul că a fost ziua națională. Și mă refer aici... E, e, am început să facem și noi, încercăm să luăm un, o, o metodă americană, însă nu prea ține cum n nu, nici campania agențiilor americane pentru Victor Ponta. Uh, încercăm să copiem de afară fără să le rumegăm la interior. Bine, mi se pare normal să, ca românii să salute între ei cu la mulți ani și toate aceste lucruri, deși se vor tot saluta cu la mulți ani până după Sfântul Ion, până în ianuarie însă cred că devenim puțin forțați, adică toate emisiunile de televiziune începeau ieri cu la mulți ani român, la mulți ani România, nu știu ce. Toți oamenii politici ne dădeau cu la mulți ani și nu știu ce, în schimb, până și UDMR ne-a tot dat la mulți ani, dar în Ținutul Secuies ne-au pus teaguri negre, sărbătorind, în ghilimele, momentul 1918, cel mai important moment din istoria românilor. Cred că sărim puțin peste cal, deși n-ar fi deloc uh, greșit să vedem la balcoanele de bloc, pe mașini și oriunde altundeva steagul tricolor care să ne fie, să-l avem în preajmă măcar de această zi națională. Din acest punct de vedere tot ok. Uh, la Târgu eu să știți că am constatat un uh, un lucru, și anume, am mai văzut asta și la alte sărbători, de la ziua armatei române din octombrie și până la alte lucruri, se pare că partea, partea patriotică nu ne prea atrage. Adică dacă e să comparăm cât lumea a fost ieri dimineață, au fost mai mulți soldați, la parada de 1 decembrie și câți au fost... Aseară, în momentul când s-a deschis iluminatul ornamental, cu siguranță ni nu, ni nu putem să comparăm, adică diferența este foarte mare. Dar târgujenii și ăia care au fost, probabil au fost aduși mai mult de ce s-a pregătit pentru. E adevărat că dacă ne luăm după un cotidian local, aflăm că turgujeni au băut peste 400 de litri de vin fiert și au mâncat peste 200 de porții de fasole cu cârnat. Deci atenție! Au băut dublu decât au mâncat. E, dacă e să citiți articolul, o să aflați că e doar o greșeală de tehnoredactare, în sensul că porțiile de fasole cu cârnați au fost vreo 2100, și litrii de vin, într-adevăr, au fost cei 400 anunțați. E, la unii li s-a plecat sau n-au mai ajuns, pentru că am înțeles că au ajuns și pe la spital. Dar ce vreau să vă spun, și asta nu mai e o, deci e o problemă care am văzut-o mai de mult timp, nu ne atrage această sărbătoare sau nu neapărat în 1 decembrie. În general, cele cu caracter patriotic nu mai atrag la târgujiu. Și acelea care sunt de multe ori au în spate o organizare destul de elaborată, și nu cred că ar fi nevoie de acest lucru. Adică, cu siguranță, ar trebui să ne atragă efectiv evenimentul, și nu ce se ascunde în, în umbra lui. Trebuie salutat faptul că oficialitățile județene au fost prezente, inclusiv partidele politice, veteranii de război inclusiv uh, în alt Irineu, Mitropolitul Oltenii. Deci am avut de toate la acest eveniment, inclusiv o lansare de baloane, un uh, cuplaj, să zicem, uh, uh, artistic în cele trei culori de baloane. În orice caz, au fost multe lucruri reușite, deși prezența mai slăbuță. A venit, cum spuneam, seara, chiar o vreme să spunem așa, nu atât de favorabilă evenimentului, cum n-a fost de fapt nici de dimineață, dar care a strâns foarte mulți târgujieni, au ieșit foarte mulți târgujieni, de regulă însoțiți de cei mici, care erau foarte dorni să vadă, să vadă luminile. Ce conotație, cum spuneam, ce conotație s-a dat evenimentului, ne interesează mai puțin și sigur nu se regăsește în ce a fost acolo. Să mă confirme sau să mă infirme cei care au care au fost acolo, dacă i-au văzut altceva, că poate n-am văzut eu, deși vă spun că am fost de la chiar când s-au aprins becurile, poate au fost mai devreme ceva, dar mă îndoiesc și dacă a fost ceva, bănuiesc că a fost ceva organizat. Dar vă spun eu că în clipe de acest gen, târgujienii nu, nu prea au, au urmări aceste lucruri, să spunem, colaterale. Vreau să vă spun că, apropo de, de evenimentele ce se vor petrece în aceste zile la Târgu Jiu, sunt multe lucruri interesante. Mai întâi, Muzeul Județean a vernisat o expoziție de produse, bijuterii ale artei populare, care pot fi admirate acolo. Și vreau să vă spun că, în această perioadă, cred că până la sfârșitul săptămânii este o nouă ediție, cred că a 24-a, de Filocalia, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi ASCORU, filiala Sfântului Rodion din, de la lângă Târgu Jiu, organizează niște manifestări, eu zic că foarte interesante și dau o solemnitate aparte în această perioadă. Dar cred că nu vă așteptați că o să vorbim neapărat despre asta, deși în țară se petrece un lucru, pe lângă partea politică și ce mi-am propus, le-am spus prietenul de pe Facebook că vom vorbi astăzi, astă seară, vreau să vă spun că iarna a venit din nou, nicio noutate, însă deja prin Prahova ați putut vedea imagini de televiziune pe canalele centrale, canale naționale, care arată că este greu de stăvilit, sunt deja oameni izolați, mașini izolate pe drumuri. E, și acum ajungem la o problemă. O să spun. Uh, unii inteligenți de la anumite televiziuni au început să spună, vezi, Doamne, iar autoritățile luate prin surprindere, iar nu știu ce. Uh, da și nu. Da, cred că la gorj putem să spunem că vor fi luate prin surprindere pentru că nu prea avem uh, cine să se ocupe cu dezăpezirea, dar asta e altă treabă. Însă, în țară, sunt în general contracte și firmele își cam fac treaba, dar avem o problemă mare de tot. O problemă cât dobitocii care ne-au condus în ultimii 25 de ani. Și o să vă spun de ce. Știți, acum vreo 20 de ani, cam așa, când tăiam într-o veselie copacii de pe marginea drumurilor, că vezi, doamne, ăștia care obțineau carnetele pe cum le obțineau pe, ați văzut că a fost destul de carnetele de conducere, se loveau cu mașinile de copacii respectivi. Și atunci, în loc să punem ordine în cine ia carnetul de circulație, cine ia permisul auto, noi am tăiat, am găsit soluția lubulă, cum se spune, am tăiat copacii. E, copacii respectivi țineau zăpada departe de drumuri, era un erau, erau perderile același pe marginea drumului, dar și mai departe, practic erau niște parazăpezi naturale, pe care noi le-am pierdut de aia în câmp deschis, mai ales în zona, cum e și Prahova, cum e și spre Dobrogea și une în general, în, alt, în în, locuri deschise, e un dezastru. Norocul nostru că în Gorj nu prea avem asemenea zone sau sunt mai puține și de aia nu avem probleme deosebite. E, aici e problema și aici ar trebui să intervină autoritățile. Pentru că altfel, indiferent cine e la guvernare, pot să vină, apropo de că e tot la modă germanii, dacă avem președinte german, poate aduce în germani și în celelalte sectoare, inclusiv ca locuitori, dar problema e alta. Ar trebui să facem ceva din acest punct de vedere și cred că n-ar fi târziu dacă am începe să replantăm acești copaci, n-ar fi și din punct de vedere ecologic foarte bine, însă cu o condiție extrem de importantă, aceea ca unii dintre noi să nu-i ducă și pe acasă. Dar mă gândesc, fiind mici cel puțin până mai cresc, ce să facă cu ei acolo? De foc nu pot să-i pună, la fier vechi nu pot să-i ducă, deci cred că ar fi o soluție din acest punct de vedere. Oricum, iarna se anunță o iarnă grea, deși n-a început atât de spectaculos, dar mi-a plăcut o glumă oferită de televiziuni ieri, apropo de spuneam de președinte de origine germană, să știți că se vede că avem un nemț la conducerea țării iarna a venit exact pe 1 decembrie. Și rămâne să apreciem acest lucru că practic primele evenimente importante din această iarnă au fost chiar de ziua națională. Dar pe ansamblu cred că autoritățile nu s-au făcut de râs, deși e loc de mai bine și cum spuneam, inclusiv, inclusiv în județul Gorj, dar n-am auzit să se blocheze, de exemplu, rânca, cum mă așteptam și cum se bloca în fiecare an. Aici este un punct uh, uh, un punct bun, să zicem pentru autorități, deși cred că ar trebui să ne lămurească ce e cu acel scandal uh, uh, coremii cu Gecorul, dacă vine Gecorul sau mergem doar pe filialele de, la, de prin alte județe ale Direcției de Drumuri, pentru că problema e următoarea. O să vină și la aia zăpada. Atunci ce facem? sau așteptăm până își fac ei la, la, ei ordine. Cum la fel dacă o firmă n-a fost bună atunci, cum o mai punem acum? Dar în fine, asta sunt și o să vorbim la momentul potrivit când vom avea și informațiile, să spunem așa, oficiale. Trecând peste zăpadă și dorindu să nu ne facă probleme deosebite în această iarnă, pentru că, cum spunea un clasic în viață și încă în funcție, iarna nu-i ca vara, cu siguranță vom vorbi de iarnă și de ravagilei în perioada următoare. Până atunci, însă, aș vrea să vorbim de o situație care se întâmplă în țară. Este timid la acest moment protestul. A început prin câteva orașe, probabil că vom vedea și la Târgu Jiu. Și anume cetățenii care au văzut că... Să spunem, vocea lor începe să fie ascultată dacă, dacă se impun în piața publică. Uh, au luat inițiativa să protesteze împotriva RCA-ului. A, ah, deci de ce protestează? Motivul este întemeiat. A crescut cu 250% în ultimul an, pentru tinei sub 30 de ani, și se pare că va mai crește cu un 30%, dacă am înțeles bine, de la 1 ianuarie. E ok. Deci protestul este întemeiat. Avem însă o problemă. Statisticile nu pot fi mințite. Cele mai multe accidente se fac de persoane sub 30 de ani. Deci, în momentul când protestăm, trebuie să ne și gândim că există un risc numai pentru firmele respective, dar oricare ești la volan, trebuie să ne gândim ce îi las dacă ești la protest, pentru că ești la volan și te lovește un să zicem așa, un specialist în raliu cu ghilimele, din aia de fa liniuțe pe la Artego și pe unde mai fac, pe centură, și vine, te lovește, are un RCA mic, că îl plătește orice asta, fără nicio problemă, te duci să-ți faci mașina și nu poți să o faci. Știți că sunt multe firme care în momentul când ai RCA-ul de la ea, practic dacă vrei să mai circuri în următoarele 5-6 luni, n-ai decât să pui banii din buzunar. Și s-ar putea să nu-ți mai recuperezi niciodată. Ca să nu mai spun că încă mai avem în România, apropo, autoritățile hotărâsă altceva. Sunt mașini înmatriculate în Bulgaria. În continuare, chiar un ministru din guvernul Ponta, Rovana Plumb, și-a înmatriculat mașina în Bulgaria. Și n-a dat-o afară din guvern. Deci, în condițiile acestea, apropo de RCA, un RCA mai scump, dar care să acopere și pentru firmele respective pagubele și să ne poată și plăti și rapid, mi se pare de bun simț. Acum e de discutat dacă putem să vorbim de diferențe enorme între tinerii sub 30 de ani și cei peste 30-40 de ani. Dar dacă vedem că ei sunt cei cu probleme și ia carnetele cum le ia, permisele, că eu le tot zic carnete cum le zicea odată, avem, avem o problemă. Și Problema este că am tot făcut noi uh, acel examen. Ba l-am făcut uh, electronic, cu calculator, ba nu știu ce am mai făcut, ba nu se întâmplă nimic, totul e ok. Dar în continuare, tinerii respectiv se dovedesc destul de slab pregătiți la volan și nu vorbesc aici de gorși, deși gorj a avut și un scandal sau mai multe pe în acest sens. Apropo, nu s-a mai auzit nimic de scandalul respectiv, de câteva luni bune, și nu mă refer la componenta lui medicală, că de aia s-a mai vorbit, ci de componenta pe rutieră. Parcă nu se mai spune nimic. De ce oare? În fine, poate o să vorbim despre asta cu altă ocazie, când o să aflăm mai multe, dar vreau să vă spun, apropo de protestul acesta, vă spuneam, este întemeiat din punct de vedere social, din punct de vedere financiar, dar Mă îndoiesc că va avea efect. Știți de ce? Mai țineți minte cu mărunțișul acela acum câțiva ani când erau prin benzinării să duceau cu plasa de monezi numai că să-i enerveze pe ea? S-a întâmplat ceva. Nimic. A! Aș achesa la un alt protest și mi s-ar părea mult mai corect acela de a protesta toți cei care conducem în România, avem și alimentăm în România pentru faptul că deși petrolul, barilul de petrol se află la cel mai mic preț din ultimii nu știu câți ani, benzina la noi nu scade sau a scăzut nesemnificat cu câțiva Da, aici ar fi o problemă, dar pentru că unii au un RCA mai mare în condițiile în care pe tranșa lor de vârstă se întâmplă cele mai multe accidente, cel puțin așa spun asiguratorii și sunt tentați să-i cred, nu e nicio problemă. Că vă spun eu, dacă n-ar fi așa, nu s-ar forța prea mult asiguratorii să facă acest lucru, pentru că se știe că e, e, și tranșa de vârstă care are posibilități materiale mai reduse decât celelalte tranșe, 30, 40, 40, 50. Deci, o facă, sunt obligați să facă, să facă acest lucru. Și acum mai e o problemă. Între două, am tot vorbit de prima mașină proiectul care nu știu dacă se va mai aplica în condițiile în care era un proiect de sorginte electorală. Dar între 20 sau de la 18, că majoritatea din și a permisul la 18 ani și până pe la 30, ei conduc prima, poate chiar și a doua mașină, ba poate și a treia și toate. La unii sunt mașini de mâna a doua sau a treia, în primii ani când resursele sunt foarte limitate, sunt chiar Uh, cum să le spunem, jafuri de mașini care, mod normal în Occident nu mai sunt lăsate pe drum. Sunt aduse în România pentru că noi, de drepturi europene, le-am lăsat să vină, i-am încurajat chiar să le aducă. Și ce se întâmplă? În momentul când ajung în uh, România, ele ridică și probleme tehnice insurmontabile. Deci, sunt foarte multe accidente făcute de tine, dar nu pentru că a fost el șofer slab, ci pentru faptul că Vezi, doamne, i-a lăsat i -a lăsat mașina pentru că sunt, ei un Golf 1 sau 2 de 20 de ani și încerci să-l faci mașină la acest moment, este mai greu. Deși e mașină germană și încă mai duce. Dar, cum spuneam, sunt, e, e un protest care va continua, dar nu cred eu să aibă sorți de izbândă, nici prin amploare și cu siguranță nici prin decizia asiguratorilor. Dar vă spuneam. Putem să ne solidarizăm pe o asemenea idee cu prețul, pentru că nu scade de nicio culoare, și atunci am putea schimba ceva anume. Dacă tot vrem să o facem, să spunem din punct de vedere social, să încercăm să impunem anumite deci decizii politicienilor și chiar mediului economic. Cine se apucă? Eu sunt cam, cum să vă spun, nu cred în asemenea idei. Așa că, dacă totuși ar prinde, m-aș băga și eu nicio problemă. Aș vrea, spuneam prietenilor de pe Facebook, aș vrea să discutăm două subiecte astă seară. Unul dintre ele este de natură socială, l-am mai abordat, cred că tangențial și în alte seri. Și anume, există sau a mai existat în Parlamentul României, cred că prin 2012, un proiect de lege care spunea că, adică se propunea impozitarea averilor mari. Impozitarea specială. Nu s-a întâmplat, n-a trecut atunci. Acum această idee pare să fie redeschisă de coaliția actuala coaliție guvernamentală. Ideea este ca averile peste 450.000 de euro să fie impozitate. Să fie impozitate la o sumă mai mare. Deci, stați puțin, să nu sărim de 450.000 de euro nu e o sumă mare. E, ba este că dacă o traducem în lei, înseamnă așa, vreo 20 de miliarde de, de lei vechi. Deci e o sumă, cine are 20 de miliarde nu este un om sărac, da? Bun, bine, aici putem să facem niște derogări, în sensul depinde cum i-a făcut, în, sen în sensul dacă a moștenit ceva. Sunt acum mulți care au devenit bogați prin aceste reîmproprietări. Astea n-ar trebui să se pună neapărat. Dar cei care au făcut avere în ultimii ani, mai ales, apropo, salariați la stat cu conturi babane, nu le pot justifica în vecii vecilor, cred că ar trebui să umblăm puțin, nu la altceva. Acum, cum să vă zic? Proprietatea e sacră în România și așa ar trebui să fie pe oriunde. În condițiile acestea avem două variante. Cu confiscăm fiscăm elea care s-au făcut ilegal și se poate demonstra foarte ușor că dacă uh, el lucrează la stat sau mai el lucrează iar averea e de nu știu câte zeci de ori mai mult decât putea el să câștige e clar că ceva s-a întâmplat acolo. Deci poate fi probat dacă se dorește. Dar, de regulă, facem. Sunt unii care protestează inclusiv acum și zic, nu, domne, cum? măsură de, măsură de stânga, să nu fie, că dreapta, că nu știu ce. Păi bun, să nu o aplicăm pentru faptul că, atenție, că am legifera sau am recunoaște averea lui. Păi bun, nu o, o recunoaștem, dar nu-i facem nimic. Cum e aia? Cum, de exemplu, și cealaltă problemă, știți, cu a doua, a treia locuință. A fost scandalul, a fost o tendință la un moment dat la guvern să se impoziteze poate și mai mult a doua, a treia proprietate, s-a renunțat la ea, dar nu a rămas în vigoare nici vechea formulă ca să impozităm mai mult a doua sau a treia locuință cum era în vigoare. Și atunci, ăia stau bine, mersi, n-au nicio problemă. Deci, cred că, apropo de solidaritate, dacă francezii aplică, dacă germanii aplică, dacă englezii au și ei ceva asemănător, de ce n-am aplicat noi în România? Că eu nu mai pot să-i acuz, că să zicem că pe ăștia de sunt acum la guvernă îi acuzăm de comunism. O tâmpenie, o aiureală, da, prinde la, la boborul Facebook, să zicem. E, în condițiile acestea, hai să o facem. E o măsură, mi se pare, bă, poate umblăm puțin, să nu zicem 450.000 de euro, poate ne ducem cu plafonul puțin mai mult. E, o să avem o altă problemă, că averea respectivă s-ar putea să nu fie declarată. În ce sens? Avem în România foarte mulți oameni foarte bogați. Și când zic foarte bogați, nu ne încurcăm în 450.000 de euro sau ceva de, de acest gen. E vorba de milioane de euro. Dar banii respectivi nu apar, nu sunt efectivi ca și bani. Au proprietăți foarte, mai. unii au buncăre. Sunt și prin gorj. Dacă o iei prin satele, numai să zicem prin satele din nordul gorjului, să vă uitați la câte o casă, la câte o vilă. Că mai cazemata. Dacă nu mă refer, mă refer, doar la ce se vede, că e posibil să mai fie cât în sus, să fie și în jos, sub pământ. Da, haideți să vorbim numai de cei la suprafață. E, vreau să vă spun că ele valorează zeci de miliarde. N-am înțeles niciodată, n-am înțeles niciodată, de ce și le-au făcut, să zicem, în zonele respective când puteau să fie îmburi cu târgului. E, foarte simplu, să nu sară în ochi. Acolo sunt niște bani care să nu se vadă. Părerea mea, acum pot să fiu și contrazis de, de situații, dar cred că am dreptate în mare parte. Vreau să vă spun apropo de această impozitare, mi s-ar părea corectă și din punctul de vedere, să zicem, chiar și politic. Suntem, evoluăm între stânga și dreapta, da? Dacă ar fi să respectăm, sunt niște măsuri de stânga. Sunt niște măsuri de dreapta care se fac oriunde în lume. E, la noi, suntem în țara tuturor posibilităților, nu mai, mai ceva ca americani. Vreau să vă spun că guvernările de stânga și luăm ca guvernare de stânga, hai să zicem, perioada Năstase și, eventual, perioada lui Ponta din 2012 încoace, da? E... Dacă vă uitați pe măsurile lor, nu se încadrează deloc pe stânga, ba din contră, sunt măsuri de dreapta clare. Mai degrabă pot să spun pe vremea lui Tăricianu, 2007-2008, că au fost măsuri de stânga, deși era guvernare liberală, pentru că au crescut pensiile, au crescut salariile și multe alte chestii care de regulă sunt pe stânga. Dar, ce vreau să vă spun? Deci ar trebui să-și o asume cineva, adică o identitate de orice fel. Pentru că noi am încercat, și cred că aici este și una din explicațiile în care uh, coaliția de a fost în spatele lui Ponta a pierdut alegerile. De fapt, Ponta le-a pierdut, dar mă refer că votul a fost uh, inclusiv la guvernare, pentru faptul că nu și-au asumat ceva. Adică, încerca să facă să se adreseze întregului segment de populație. Și pensionarilor, și profesorilor, și doctorilor, și ajutaților să. Cei care sunt în ajutor social, și funcționarilor din primărie, și polițiștilor, dar la cine nu. E Și, practic, n-au mulțu mulțumit suficient pe toată lumea, sau? A, ba, unii s-au simțit și jigniți. Da, apropo, am și eu o întrebare. Uh, au fost câțiva uh, intelectuali. Uh, uh, am arătat ghilimele nu în sensul peiorativ, să spunem așa. Dar, una să-mi spună unul de la Universitatea București, de exemplu, că nu vrea cei 700 de lei pentru formare profesională, mi se pare corect. În condițiile în care ia 150-200 de milioane și cu cercetare sau ceva, mi se pare ca să demonstrezi ceva să zicem că e ok. Nu e ok, dar să zicem că ar fi. Dar, în momentul când auzeam pe la nu știu ce licee și din București, ăsta că au refuzat banii respectivi. Informația mea este că banii respectiv s-au virat. Da? Că până la urmă din, cea, din situația ministerului apare că s-au dat cam toți. Cum au făcut? Cum i-au luat? Că bănuiesc că nu i-au rămas la inspectorate, nu? Bine, noi îngorși din câte știu n-au fost cazul de acest gen. Dar... Dacă i-au refuzat, de ce sunt banii respectivi cheltuiți? De deci ce, au plecat de la, de ce nu s-au întors la minister? Deci trebuie că unii au făcut pe viteji atunci în campanie și după aceea au fost a, sunt foarte buni și banii respectiv. E o părere, nu n -am, n am argumentele să spun decât în, în ideea asta. Uh, apropo de, de partea politică, că vrâne nevrân uh, suntem într-o perioadă în care politicul uh, ne afectează într-un fel sau altul și cu siguranță ne vom uita foarte atent la ce se, la ce se întâmplă pe plan politic. Uh, aflăm, de exemplu, premierul actual, Victor Ponta, a declarat că în anumite condiții ar putea renunța la mandatul de premier. La acest moment, fiind mai aproape de o ieșire, în afara prin planului politic, după modelul Clin Antonescu, decât o recalibrare a omului politic care își anunțase drept singur scop în viață, sfârșitul regimului Băsescu. Cum am putea să explicăm multe din gesturile lui Victor Ponta? Pentru că, să știți, și acum nu a vorbit, sunt lucruri care nu pot fi explicate. Discutam, ca și jurnalist, de data aceasta cu foarte mulți, și din cei care au votat uh, Victor Ponta, și din cei care au votat Claus Iohannis. Bine, băzneala aceea că votează împotriva lui Ponta nu a fost atât de masivă. -a fost, au fost voturi și pentru Claus Iohannis. Sau ne place să credem acest lucru pentru că ne-am tot săturat de votul negativ. Dar sunt lucruri pe care nu putem să le explicăm. Mi-aduc aminte că prin 2012 chiar Băsescu i avertiza pe Crin Antonescu și pe Victor Ponta că vor plăti, atenție, că vor plăti celebra, cum spunea el, lovitură de stat. Păi, au cam plătit. În sensul că prin Antonescu este deja pe centura politicii și Victor Punt are șanse foarte mari că dacă pierde guvernarea, nu va rezista la conducerea PSD. Și nu este președintele României. E, problema e ce s-a întâmplat acolo în spatele ușilor închise sau, prin, sau chiar pe afară. De ce vă spun asta? Nu cred în ideea cu butoanele mari de care vorbea Dragnea. Știți că Dragnea intru în -ă, Liviu Dragnea ajunctul lui Ponta din PSD și viceprim este în, în, într-un scandal monstru acum din cauza lui Vanghelie care a spus că el ar fi dat vina pe pierderea alegerilor pe american sau pe celebrele rețele Facebook și care mai sunt e, vreau să vă spun că nu cred că acolo s-a întâmplat ceva dar cu siguranță s-a întâmplat ceva de ei curăța pe acești doi oameni politici de la cum să vă spun avantajul a celor 7,4%, Că nu fi fost 7,4, oi fost 7,1 pe bune, cum mai fi și furat, cum se zice. Deci, peste 7 milioane de voturi și ai prăbușit acum de practic uh, și, bineînțeles, Traian Băsescu este tare și mare în continuare. E, ceva s-a întâmplat și poate vom afla asta peste ani, pentru că sunt momente de istorie cu siguranță. Însă, Vreau să vă spun apropo de, de Victor Ponta că sunt câteva lucruri pe care nu le-a făcut, și care, dacă vrea să rămână în politica mare, trebuie să-și le asume să le facă. Mă gândesc aici, am vorbit de descentralizare sau regionalizare, n-am făcut nimic. Am vorbit de modificarea Constituției, n-am făcut nimic. Și cred că mai sunt și altele. Acum, atenție! nu-l putem acuza doar pe Victor Ponta sau PSD-ul sau actuala coaliție, ci acuzăm de potrivă și PNL-ul sau partea din actualul PNL, partea fostă liberală. Pentru că au fost la guvernare, au avut 70%, puteau să facă aceste lucruri. Dintr-un motiv sau altul, n-au făcut-o. Iar poporul Facebook, dezamăgit total de, despre aceste lucruri, pentru că își pusaseră o, o speranță în vara anului 2012, au dat lovitura în anul 2014. Deci au plătit cu vârf și îndesat. Dar, dar atenție, sunt niște lucruri pe care nu le, explic, nu le putem explica. Și unul, cum am spus mai devreme, e pactul de coabitare. Găsim, spunea Vanghelie, cred, acum zilele acestea sau Mircea Joană, cei care, atenție, s-au redescoperit acum ca mari oameni politici, Dădeau niște explicații cu pactul de coabitare care ar fi bine să le citiți. Spuneam despre cei doi că s-au redescoperit. Știți că Vanghelie era efectiv de fă omul de făcut mișto. S-a dovedit că nu e așa cu personajul din ce în ce mai activ și dovadă că știe multe și e băgat în multe, iar Joana, indiferent ce va face, indiferent că își face partii sau nu, el are eticheta aceea pusă, Mihaela, dragostea mea și genul ăla, nu o să poată reveni niciodată. De fapt, sunt două etichete. E dată chestia asta de știe tot publicul, dar mai e și eticheta pusă de Iliescu. Prostănac. Nu se va schimba acest lucru, a avut dreptate Ion Iliescu la momentul acela și cred că Joan nu și-a revenit nici și acum din acel lucru. Al scoate însă din partid, mi se pare o tâmpenie, o tâmpenie pe care PSD-ul s-ar putea să o plătească, dar știți cum e. Nu ne băgăm în treburile unui partid politic, treaba lor ce fac, dar problema este că îi avem la guvernare și trebuie să facă lucruri eficient. Și cred, și vedeam astăzi un program anunțat de premier, cred că trebuie făcute, trebuie făcute aceste lucruri pentru că altfel România o ia în jos. Deci, deja vorbim de un guvern restructurat și marile teme pentru 2015 par să fie descentralizare, regionalizare, par să fie priorități, modificarea Constituției. Acum să nu credeți că eu cred că s-ar putea realiza. Pentru că să modifici Constituția sau să faci alte lucruri, îți trebuie o majoritate de două treimi. PSD-ul nu mai are acum, are o majoritate fragilă, mult mai fragilă decât și imaginează cei care adună cu pixul pe hârtie. N-au făcut-o la 70%, nu se va putea face acum. Deci doar dacă se pun de acord cele două mari partide ale șicherului politic. Părerea mea că nu se vor pune pe această temă pentru că scheleți în dulap au și unele și altele. Dar dacă se pun, România are șanse să meargă înainte. Poate că președintele va reuși acest lucru pentru că a mai reușit. Ia gândiți-vă cum ne am încăznit cu legea amnistiei și dintr-o dată când le-a spus nou președinte și s-a văzut votul electoral, imediat lucrurile s-au schimbat la nivelul Parlamentului. E, din această, e, din această problemă, cred că ar mai fi de așteptat. Apropo de Cariera lui Victor Ponta și faptul că ceva nu se leagă, gen pactul de coabitare, sunt, sunt lucruri pe care la el a renunțat foarte ușor. Și faptul că Pina Antonescu a fost trecut în rezervă și, din, în acest moment, nici Victor Ponta nu se simte foarte bine, ne arată, spuneam eu, părerea mea, că lucrurile se întâmplă și în altundeva decât neapărat în spațiu public. Însă, o declarație care ar trebui să ne contrazică, sau poate așa și a apărut, mai vedem, și anume, fostul, ambese, fostul ambasador american, Mark Gitterstein, îl lăuda pe Victor Ponta sau laudă pe Victor Ponta, spune că în 2012 a respectat cerințele Uniunii Europene și a dus România înapoi de pe marginea prăpastiei. Să știți că această laudă poate e cea mai mare dramă pe care a trăit-o și România, și, și Victor Ponta. Și știți de ce? Am avut votul, da? Un vot popular cu largă respirație. Numărătoarea e clar că a fost falsă, pentru că s-a numărat pe principiu sunt 22 de milioane ca să nu se prindă, în orice caz să nu, să nu iasă acel. de fapt sunt 18 milioane și ceva, dar ei nu prea sunt ca să iasă procentul să rămână, să rămână Traian Băsescu. A fost un dictat din afară. E clar. Ca a fost al Uniunii Europene, că a fost de peste Atlantic, nu contează. Faza însă este altceva. Și anume, de ce să zicem, se putea foarte simplu, chiar dacă Curtea Constituțională spune altceva, ca Parlamentul să ia act. Dacă Parlamentul și avea o majoritate, atenție, lua act de suspendare, practic Băsescu pleca acasă. De ce presiuni au fost asupra lui Clin Antonescu ca președinte interimar, asupra lui Victor Ponta ca premier, poate o să aflăm vreodată. Sau poate acolo stă explicația de ce Clin Antonescu nu mai este în politica mare și tare mi-e teamă că și Victor Ponta va avea aceeași soartă. De ce vă spun toate aceste lucruri? Foarte simplu. Am promis ca la această emisiune să vorbim și de lucrurile care sunt în spatele știrilor. Noi vedem diverse poziții, vedem diverse lucruri de fiecare dată, dar de multe ori constatăm că în spatele un anumitor gesturi se află alte lucruri mult, mult mai complicate. Uh, o să trecem de la aceste subiecte care nu le-am mai poiza cu siguranță. Ar fi bine, de fapt, sunt doar o invitație. Sunt doar o invitație, să gândim cu toții. -avem, nu deținem adevărul absolut. Dar să analizăm cumva lucrurile, să încercăm să gândim să nu ne lăsăm manipulați de unii sau. Știți că se vorbește de foarte mult timp de știrile corporatiste care ne-ar afecta și ne induc uh, în eroare. până una alta, parlamentarii par să... Cum să vă spun, să se întoarcă la vechile obiceiuri. Le-a trecut atunci, știți că au fost câteva zile euforii, au votat orice, acum lucrurile par să intre în normal. Nouă parlamentari de la PSD, UNPR, UDMR și PPDD între care și Ministrul pentru Relația cu Parlamentul, Eugen Nicolicea, vecinul de la Mehedinți, au depus un proiect de lege prin care modifică legea ANI astfel încât o persoană declarată în conflict de interese sau incompatibilitate să nu mai poată ocupa o funcție în cadrul instituției timp de trei ani. Este a doua încercare de a modifica legea în sensul că nu. Că nu mai poate ocupa aceeași funcție după ce o decizie a Curții Constituționale care stabilește că sintagma aceeași funcție se referă la toate funcțiile eligibile, nu doar la o anumită categorie de funcții. Din cei nou inițiatori, șase sunt, sunt în proceduri de verificare sau sunt deja în proces cu Agenția Națională de, de Integritate. Bun. Haideți să vorbim că tot avem cu Agenția asta de Integritate. Agen Agenția de Integritate. O să rog colegii din regie să-mi spună câte minute mai avem, pentru că am, început, am intrat puțin mai târziu. Ne pregătim, dar spuneam de Agenția Națională de Integritate. Ea vede pe unii, să zicem de un primar, apropo că avem președintele României, face parte dintr-un consiliu de administrație a unei societăți în care e nevoie să fii din partea primăriei. Nu văd o problemă. Nici aici, în Gorj, sunt primari care au fă făcut parte din firmele de salubrizare sau ceva din consiliul de administrație. Nu mi se pare o tâmpenie. Sau nu mi se pare atât de grav. Pe cât de grav, sunt, a, sunt alte lucruri. Verifică-i, frate, cum am spus. Vorbim de avere. Cum a făcut ăla? Deci îi vezi declarațiile de avere care cresc vertiginos de la un an la, la altul. Rare când prins pe cineva. Sau îl ai Angajat în primăria, în Consiliul Județean respectiv, și respectivul este și directorul, administratorul unei instituții din subordinea acelei instituții. Și există de la ANI acordul respectiv că nu e incompatibilitate. Deci, ANI are o problemă. Cred că ar trebui să umblăm la lege pentru a, a lămuri lucrurile. Nu mai avem timp, îmi propusează să vorbesc mai mult astă seară și despre fotbal, pentru că până la urmă noi vorbim, noi auzim, văd că au început și alte instituții media să spună acest lucru, dar la pandurii nu se întâmplă nimic, nimic bun. În sensul că am mai luat o bătaie la Iași, suntem ciuca bătăilor la nivelul ligii întâi, n-am mai avut pandurii un sezon atât de prost de mulți ani, de când retrograda de asta mi-e și frică, iar deocamdată am aflat pe surse, să spunem că n-am văzut niște declarații oficiale, dar ziariștii spun că sunt, am aflat că Mihai Prunariu nu l-ar prea fi vrut la club pe Petrică Grigoraș, dar că s-a luat după spectatori. Că spectatorii l-au adus, l ar mai fi vrut când l-au pus pe el președinte să-l mai mențină pe fostul antrenor, cel care acum a Duce foarte bine Asea Târgu Mureș Și a dus chiar pe locul 4 în campionat Dar că s-a luat după spectatorii Adică spectatorii sunt de vină Și l-a adus pe rigoraș. cel mai tare din oraș Știți cum se spunea Acum cel mai tare din oraș Orașul era gol, ceva de genul Dar nu asta e problema E bine, și că Asta e, s-ar putea să-l dea La o parte într-un final Dar prin vacanța de iarnă Am văzut în, într-un alt ziar Păi, e cam problemă. Deci, e deja târziu și cred că măsurile ar fi trebuit luate. Dar, cu siguranță, colegii mă, mă somează să ies din emisie. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne întâlnim și mâine seară la aceeași oră. La revedere!